Bine ați venit din nou la un clip pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să fac un unboxing la ceva care am așteptat aproape de un an de zile, sau mai bine de un an de zile, nu știu exact. Tot vedeam pe alte fete care fac unboxing-uri cu acest aspirator, da, ați ghicit. Mi-am luat și eu un aspirator electric ca să mă ajute la curățenie, pentru că da, când ești cu mică, nu mai poți să le faci pe toate în același timp. Nu am 10 mâini, vreau să am 10 mâini, însă nu se poate. Ce mi-ar mai lipsi, așa, ca să fie totul ca la carte, o mașină de spălat vase, dar urmează și aceea în curând. Astăzi vreau să vă prezint acest aspirator de la această firmă minunată care au reducere în perioada aceasta de Black Friday, mai exact de 40 la acesta rotund, care merge singur el și face curățenie, și la celălalt vertical 32%. Pentru a aplica această reducere vă las și un cod BF40 sau BF32. Și haideți să facem un unboxing, pentru că sunt foarte, foarte curioasă. Chiar vreau să le arăt și copilor, ei sunt foarte interesați ce sunt în acest colet. Mi-a ajuns în două zile, deci în două zile. Am văzut vlogul Priscilei și am zis că trebuie să-l iau. Chiar am dat și un comentariu că deja mi l-am achiziționat, chiar mă bucur super, super mult. L-am văzut la ea că ea are mai multe aspiratoare, nu doar unul. Zice la ea, este nevoie mai mare decât la mine. Însă mă bucur super, super mult că mi l-am luat și eu. Puteam să mi le iau și înainte, însă era undeva la 250 de lire, iar acum am dat mult mai puțin, așa că chiar se merită să plătești acești bani. Și desigur aveți link în descriere și în primul comentariu dacă vreți să vă achiziționați aceste aspiratoare. Și acum să trecem să îl desfacem. Acesta este aspiratorul, firma se numește Lublu și eu l-am ales pe culoare neagră pentru că, na, nu știu, nu prea mă complic așa cu albul deocamdată, poate că încă am copii și nu se menține totul așa curat, însă l-am luat pe acesta pe negru pentru că eu prefer lucrurile mai negre, am toată bucătăria neagră, de exemplu cum ar fi prăjitor de pâine, air fryerul, cuptorul cu microunde, toate sunt negre, așa că am ales și aspiratorul negru, să spunem așa, și haideți să vedem ce calitate are. Este excelent pentru curățare, este bun pentru părul de animale, bateria ține mai mult, se poate folosi pe mai multe suprafețe, adică și pe carpetă, că eu am și carpetă în casă și gresie și parchet. Mai spune ceva aici de carpetă, însă nu înțeleg. Modelul este SL60 de. Și haideți să-l desfacem. Vă las link în descriere. Am dat așa drumul și acum hai să vedem ce trebuie făcut, pentru că nici eu nu știu exact. No, go so close. Go. I know. Look. He's gonna make clean for us from now. Yeah, he can clean a nice morning and summer. Cause that's
Don't sit on him, yeah? Like it? I think it's splashy? Yeah. Are you happy? Yeah. Bravo, mommy. I have little things. Yeah. And for boys. And I stop it. No, you need to make clean. A venit acum și pe partea asta de la carpetă și într-adevăr diferența de a venit de pe parchet și aici am văzut că a pornit cumva, a venit cumva mai cu putere. Însă Natalia este și-a bucuroasă, mititica. Ia. A ieșit și un picioruș. Uite, cine e acolo, mami? Cine e acolo? De acum îl pornim la ora 5, face curățenie. Da? Hai, vii la mama. Și îmi place așa că merge în linie. Chiar e foarte fain. Și acum trecem și aici pe parchet. Și apoi iar zice pe carpetă. Iar acum cred că au obosit și vrea să-și caute locul de încărcare, însă nu și-l găsește. Na, deocamdată e așa nou, însă eu mă bucur super, super mult. Și chiar a făcut curățenie așa, să văd și dungile cum a făcut curat așa, foarte, foarte frumos. O să-mi fie de ajutor de acum. Vreau acum să scot de aici, să vedem câtă mizerie a strâns și să vedem cum se scoate, că nici eu nu știu, sincer. A, se scoate aceasta. Și uitați, toată mizeria se strânge aici. Hai să băgăm aici în coș. Deci acest șomoltoc de scame, doamne, nu vine să cred că eu azi dimineața am aspirat. Și curăță atât de bine. Can we clean it now? It's clean. Can we put it back inside? Da. Deci aceștia sunt toți pașii pe care trebuie să-i facem înainte de a desface, desigur. Și avem aici pe spate și cum putem conecta acest aspirator la aplicația asta, o să fac și eu acum, pentru a-l conecta și a-l porni din telefon. De exemplu, noaptea dacă vreau să-l pornesc sau dimineața la ora 5, îl pornesc din aplicație și el își începe să facă curățenie înainte de a veni eu în living cu copiii. Și ce e mai interesant e că s-a dus să curețe și sub pat. De acum o să am curățenie tot timpul sub pat. Na, se mai adunau scame. Cristian mai bagă sticlă de apă, acelea va trebui eu să le iau. Și-a făcut așa curățenie și pe aici. Cred că mai are puțin, am văzut aici pe mapă că avem și mapă. Și acum vreau să duc în baie. Eu deschid ușa și el se va duce singurel în baie.
acum vreau să și spăl pe jos, așa că am pus acest capăt de mop și urmează să îl închid. Așa, și acum urmează să îi dăm drumul la spălare. Iar acum se întoarce la încărcat și se cuplează singur la încărcător. Acum a fost la bucătărie, a aspirat și a dat și cu mopul. Și de acum urmează să se pună singur el aici la încărcat. Da, deci s-a cuplat la încărcat singur el. Uite și sub pătuț aici la copilaș. Și acum să vă spun părerea mea despre acest roboțel. Da, îmi place super, super mult. Nu este gălăgios. Mi-a plăcut super, super mult că l-am luat la ofertă acum de Black Friday și chiar își merită bani. Deci face curățenie foarte, foarte bine. Eu sunt gospodina numărul 1, iar ea, că este fetiță, este gospodina numărul 2. Și chiar îmi place super, super mult. Ea mă va ajuta să țin așa casa curată. Deja am curățat casa peste tot și chiar îmi place super, super mult. Are și aplicație și vezi tot în aplicație, mapa. Poți face curățenie doar în bucătărie, poți să faci curățenie doar în living sau în dining room. Depinde, chiar mă bucur super, super mult și da, eu am făcut deja... Și da, eu am făcut curățenie deja în toată casa. Aici am pus toate jucăriile Natalei pentru că am vrut să fac așa curățenie și să mai strâng așa uneori, dar îi voi pune înapoi salteluța. Iar acum se duce la baie și în cameră, desigur. Per total, vreau să spun că îmi place, face o treabă foarte, foarte bună și chiar se merită să dai bănuții pe un așa... roboțel micuț care să te ajute puțin la treabă.